e locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1. Bun găsit, dragi telespectatori! Începe Arena Hunedoara 1. Vă invit să rămâneți alături de noi. Voi sunteți în arenă. Eu sunt Mihai Molocea. Și astăzi am pregătit un subiect aprins, aș spune. E un subiect foarte interesant. Întotdeauna, așa cum v-am obișnuit în arenă, spunem adevărul. Numai și numai adevărul. De asemenea, și astăzi ne propunem să facem la fel. Astăzi o să observăm că problemele comunităților locale prind voce în arenă. Problemele comunităților locale ale județului Hunedoara, bineînțeles. Astăzi luăm sub lupă, să spunem așa, o comunitate frumoasă și anume Simeria, recunoscută prin tradiția feroviară, prin minunatul parc dendrologic, prin tradiția marmurei de acolo și multe alte aspecte pozitive și care pot pune în valoare comunitatea simeriană. Dar o să vedem că sunt totuși și lucruri care se întâmplă prost sau care nu se întâmplă. Despre asta o să discutăm astăzi, despre administrația orașului Simeria, însă trebuie să vă spun de la început că discutăm astăzi prin prisma și prin ochii opoziției. Dacă este să vorbim despre opoziție în orașul Simeria, ni se conturează ferm așa, o siluetă, o personalitate. E vorba despre Emil Ioan Rișteiu, cel mai vocal om al opoziției, consilier local în momentul de față al orașului Simeria, fost primar al orașului Simeria, fost primar al comunei Băcia și cine știe ce urmează. Domnule Emil Rișteiu, bine ați venit în arenă. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așa cum spuneam, vom lua sub lupă problemele administrației locale de la Simeria, dar înainte de asta aș vrea să discutăm și puțină politică, pentru că, da, așa se intră prin administrație, pe poarta asta a politicii, iar dumneavoastră sunteți în continuare membru pro-România, reprezentant al pro-România. Vă întreb așa, de curios, cred că și cei care ne urmăresc sunt curioși, ce mai face pro-România, ce mai face Victor Ponta, dacă mai face? Prezentarea dumneavoastră m-a luat prin surprindere, ce-i drept, că vocea opoziției, să știți că nu îmi place postura asta în care sunt, să spun lucruri, să contest anumite lucruri, dar din păcate perioada asta, cel puțin în ultimii doi ani jumate, s-au spus atâtea minciuni, s-a deformat adevărul la maxim și m-a pus în situația în care cu greu am reușit să mă abțin să nu comentez la ele și după cum ați văzut probabil și în spațiu public n-am comentat foarte mult, dar la un moment dat cred că trebuie să fie cineva care să spună lucrurilor pe nume și să completeze adevărurile sau să conteste minciunile. În ceea ce mă privește, ce fac eu, sunt, așa cum am spus, sunt membru pro-România, consilier pro-România, este un microfon în Consiliul Local în care vorbesc, nu fac altceva decât să-mi exprim punctele de vedere în prisma a ceea ce se întâmplă în oraș și din punct de vedere administrativ și, hai să zicem, puțin și politic. Iar Pro-România are un soi de activitate nu foarte consistentă, bineînțeles și datorită faptului că nu are activitate parlamentară. Neavând parlamentari, neavând reprezentanți la nivel înalt, este foarte greu să se impună sau să exprime păreri credibile în zona publică. Politic și suntem curioși, să spunem așa, pentru că este aproape intuitiv că dumneavoastră veți candida din nou pentru funcția de primar la Simeria și atunci întrebarea se pune legitim dacă veți rămâne în Pro-România și o veți face din Pro-România sau veți schimba macazul. Având în vedere, revin,
că nu știm dacă pro-România mai vrea ceva la nivel politic în țara asta, dacă mai poate ceva. Implicarea mea la nivel de județ sau mai sus, eu am încheiat-o. Mi-am dat seama că nu este de mine o implicare la nivel județean sau național, mai ales atâta timp cât sunt activ în zona locală. Nu poți să faci două lucruri bine în același timp și, să spunem așa, m-am specializat pe zona administrativă locală și atunci nu are rost să-mi fac eu, să vin cu păreri sau să mă implic în politică mare. Și de aceea nu pot să spun foarte multe în ceea ce privește activitatea pro-România sau ce se va întâmpla cu pro-România în continuare. Cert este că mi-am propus să mă implic în continuare la nivel administrativ local. Asta și în oarecum ca și părere de rău pentru lucrurile care consider eu că le-am făcut bune în orașul Simerea și în comuna Băcia și ele au deraiat și ideea de a fi Simerea, inima județului Hunedoara, a dispărut. Da. Dumneavoastră ați intrat în administrația mare, să spun așa, sau primară la Simeria, ați ajuns independent. Luați în calcul și o astfel de variantă? Vă auzeam destul de rezervat mai devreme vis-a-vis de pro-România. Păi, în primul rând, nu-mi propusesem să mai candidez ca și primar. Îmi ajunsese 20 de ani de primărie, 20 de ani de probleme, de reproșuri, de, hai să zicem, chiar și înjurături la adresa primarului și pornind într-o activitate privată care, să zicem așa, funcționează sau are perspective de a funcționa foarte bine, nu-mi propusesem să merg mai departe decât la nivel de consilier local eventual sau, mă rog, un om cu experiență administrativă care să-și exprime puncte de vedere fără un interes personal. Dar, din păcate, lucrurile așa au evoluat. În fiecare zi, și o spun cu toată sinceritatea, în fiecare zi când ies în oraș, la diferite, că la o cafenea sau la un magazin sau știu eu la ce particip, să fiu abordat de oameni să candidez din nou. Asta o spun în cel puțin în ultimele luni, multe luni, fără excepție, nu ies odată în oraș să nu mă abordeze cel puțin o persoană să-mi ceară să candidez din nou. Și atunci deci susțineți cumva că situația vă obligă sau vremurile impun această asumarea unei candidaturi a dumneavoastră. Am simțit dorința oamenilor din oraș pe care pe unii dintre ei poate nici din vedere nu îi recunoșteam, care m-au abordat și mi-au zis: domnul Râșteiu, te rugăm să revii sau... Cu toate acestea aș completa că tot cei care vin astăzi să vă spună să candidați, da, reprezentând așa mulțimea la nivel general, tot ei au spus că Râșteiu ar trebui să stea acasă pentru 4 ani de zile. Dumneavoastră ați fost la putere, ați avut butoanele orașului Simeria în mână și vreau să vă întreb cum a fost această trecere în această postură de opoziție, care spuneți că nu vă place acum, dar cu toate astea vă asumați. Cum ați trecut de la putere în opoziție? La nivel personal, cel puțin, cum ați perceput aceste roluri? În primul rând, eu n-am fost la butoane. Asta nu-mi place. Și n-am fost conducătorul orașului. Eu am fost reprezentantul orașului și îi încurajez pe toți primarii să se gândească să fie unii, o bună parte dintre ei așa și fac, sunt reprezentanții comunității în care sunt primari. Asta cu dacă ești la butoane sau ești, te consideri conducătorul unității, nu duce altceva decât la disfuncționalități administrative majore. Nu am avut foarte multe luări sau ieșiri publice, nici măcar în Consiliul Local, o anumită perioadă, întrucât am lăsat ca lucrurile să meargă, să vedem ce se întâmplă. Chiar am avut o discuție cu Bedea imediat după alegeri, i-am spus și lui: eu am fost 20 de ani primar, eu nu mă mai gândesc la candidaturi, dar este important ca ceea ce s-a început să meargă mai departe, că nu am făcut așa numai de capul meu și să fie
administrat orașul așa cum trebuie. Din păcate, lucrurile nu s-au întâmplat așa și de aceea probabil și această ieșire a, sau cerința populației. Inițial v-ați dorit calm și pace, să spun așa. Asta a fost mesajul cu care ați ieșit din primărie și ați mers în opoziție. Da, și am reacționat doar la câteva, să zicem așa, câteva momente cu privire la amânarea giratoriului, de a se face giratoriu, cu privire la un pic la curățenia în oraș și cu privire la faptul că în 2020 era în derulare finanțări de peste, în jur la 300 de miliarde, adică 30 de milioane de lei, care trebuia să se deruleze într-un anumit ritm și să finalizeze. Și din zona educației, unde au fost foarte mulți bani care trebuiau să se investească și să se finalizeze, și în zona infrastructurii, și din punct de vedere al modernizării administrației publice. Am înțeles. Dumneavoastră ați acuzat constant, aș spune eu, actuala administrație, că dă vina cumva pe propriile nereușite pe dumneavoastră sau pe eterna grea moștenire care se invocă în România. Cum comentați? Nu cred că a fost ședință de Consiliu Local sau ieșiri publice a actualului ordonator de credite în care să nu se aducă aminte sau să pomenească de râșteiul. Lucru care nu mi-a convenit niciodată. Pentru asta cred că de multe ori chiar uitându-se în ochii dumneavoastră, fiind acolo față în față. De puține ori reușesc să se uite în ochii mei, pentru că atâta timp cât inventează tot felul de lucruri, e greu să se uite în ochii mei. De foarte puține ori a reușit. Dar o spune cu capul în pământ, așa? Da, sau cu privire pierdută. Asta arată anumite aspecte. Am înțeles. Credeți că sunt doar, adică credeți, spuneați mai devreme că sunt doar invenții sau cumva așa motive. De ce credeți că se adresează acest mesaj constant? Sau sunteți invocat, riștevi, e de vină, sau eu știu, așa susțineți dumneavoastră cel puțin? Păi nu susțin eu că sunt înregistrările la tot felul de ieșiri publice în care tot Râșteiu, chiar și în ultima ședință de Consiliu Local, consilierul Râșteiu face și drege și desface și este împotriva Simeriei, în condițiile în care eu niciodată n-am făcut gesturi și acțiuni care, pe de o parte, să-mi aducă voturi, asta niciodată, nici când a fost primar, și să fac rău comunității. Eu am încercat tot timpul, trecându-l peste orgoliu, trecând peste anumite frustrări, să fac în așa fel încât să nu deteriorez actul administrativ sau să nu creez agitație între oameni sau certuri sau conflicte. Nu cred că m-a auzit pe mine cineva spunând, transmițând discuții dintr-o parte în alta, nu cred că m-a auzit pe mine cineva spunând că urăsc o anumită persoană. S-au inventat, tocmai cred că și chestiunea asta, atumul meu principal era și este de a mă ține de cuvânt, tocmai de asta s-au și inventat o felul de lucruri în așa fel încât să-mi detolereze o astfel de imagine. Eu nu am luat în considerare nici în 2020, dar nici înainte, n-am luat în considerare foarte mult aceste denigrări, pur și simplu invenții, pe considerentul că lumea vede. Acum, eu nu consider că s-a întors populația orașului Simeria contra lui Râșteiu, doar că prin nenumăratele denigrări s-a ajuns la ideea că nu mai mergem la vot, că nu mai, s-ar putea să fie ceva și cu Râșteiu, s-ar putea să fie adevărat că nu știu ce au făcut cu Boșu sau cu, nu știu ce au făcut cu lucrările sau așa mai departe, știți? Deci până la urmă populația n-a participat la vot pentru că Bedea n-a obținut voturile care le-a obținut în 2016. A obținut mai puține voturi, dar în același timp a venit mult mai puțină lume la vot
să mă voteze decât în 2016 și chiar și în 2020. Da, eu vorbesc 2020. Și acum, după momentul alegerilor, când dumneavoastră ați rămas un element important în Consiliul Local, unul dintre cei 17, cred că, da, consilieri sunt în orașul Simeria, dar ați fost prezentat ca un consilier, sau cel puțin așa v-a reieșit imaginea, care încearcă constant să pună bețe în roatele administrației și pe alocuri unii au mai crezut lucrul ăsta, alții, eu știu, v-au cunoscut mai bine, dar întotdeauna ați fost un măr al discordiei, să spunem așa. Da, fără voința mea, niciodată nu mi-am dorut să fiu în centru atenție din prisma unui contestatar. Și chiar acum s-a dovedit în ședința de Consiliul Local Publică de ieri că am fost tot acuzați, cei 14 consilieri, că suntem împotriva orașului, suntem împotriva simerienilor. M-au zis chiar despre o exprimare astfel, despre o alianță împotriva Simeriei, care se desfășoară și, iată, pune stăpânire pe Consiliul Local acolo. Da, a fost o invenție, să zicem, dovedită ca fi invenție chiar în ședința de ieri. În ședința anterioară, un consilier, domnul Steci, a solicitat să ne dea în scris proiectele la care ne-am împotrivit noi ca și consilieri locali. N-am primit niciun răspuns și mai mult, eu am pus întrebarea doamnei care este șefa la investiții, dacă să ne spună dacă a fost vreun proiect care pe care noi l-am respins din toate proiectele de finanțare, indiferent că depunere de proiecte pe fonduri europene sau pe fonduri guvernamentale. Și doamna a spus... Dumneavoastră vorbiți despre proiecte cu finanțare din surse externe, egal că europeană sau... Da, din surse externe bugetului local. Și doamna a spus cu subiect și... Doamna care a venit în primăria Simeria după ce a venit domnul Bedea primar, a venit, mi se pare, printr-un transfer ca funcționar public, de nu poate fi nicio suspiciune că vine din greaua moștenire, ar fi părtinitoare, doar că dânsa a fost corectă și a spus da, n-a fost niciun vot împotrivă, niciodată nu s-a opus în Consiliul Local. Dar chestiunile care țin de bucătărie internă, să spunem așa, și de bugetul Simeriei, acolo bănuiesc că au mai fost disensiuni și voturi împotrivă. Sau proiecte care au căzut, sau eu știu. Păi au fost, din punct de vedere al investițiilor, noi, într-adevăr, la conturarea bugetului local pe 2023, ne-am împotrivit la execuția unui teren multifuncțional cu dimensiuni care nu se apropie de niciun standard, între două blocuri, unde populația chiar a venit la primărie, au venit reprezentanții populației să spună că nu este regulă să facă un teren multifuncțional acolo, la balconul cetățenilor. Și acum, noi, ca să reprezint și cealaltă tabără, și în Cluj, clujenii au zis că nu e regulă să se facă antoldu, că... Na. Da, Antoldu și manifestă. Da, bun, astea sunt evenimente care se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori pe an. Vedem, în schimb, și la un loc unde să vină în fiecare zi să joace fotbal, să, nu știu, să facă activitățile specifice unui teren de sport, nu este convenabil și oamenii s-au împotrivit la lucrul ăsta. Bun, dacă oamenii erau de acord, nici noi nu eram nebuni să ne împotrivim, dar am zis, bă, noi considerăm că nu este în regulă. Dar hai să întrebăm și cetățenii. Cetățenii au zis că nu este în regulă. S-au adunat semnături, au venit oamenii cu semnături că nu este în regulă să se facă terenul acolo. Și atunci noi am schimbat alocările bugetare propuse prin buget și le-am dus înspre finalizarea lucrărilor la școli, un lucru care nu poate... Ați schimbat acest lucru inclusiv cu consilierii ai primarului, inclusiv cu consilierii ai PSD-ului. Din cei care s-au răzrătit, care... În, da, care dar la acel moment erau consilierii ai PSD-ului. Da, și ei. Cum ați reușit să faceți... Păi nu, n-a fost o acțiune cu țintă, hai să facem o majoritate. Pur și simplu, în discuțiile care le-am avut pe comisii, noi avem o activitate pe comisii... A fost pură empatie, așa, între... Nu a fost vorba de empatie, ci a fost vorba de
a analiza cu celeritate, de a analiza cu, din toate punctele de vedere, și oamenii au zis, da mă, așa este în regulă, să nu forțăm, mai ales că sunt în construcție câteva terenuri de sport, unul din terenuri care este dublu la liceu, e format din două terenuri, mai are foarte puțin până să finalizeze. Pot fi copii, tineri, cine vrea să facă sport, pot să meargă, să finalizeze aceste terenuri, să meargă acolo și nu deranjează pe nimeni. Păi de ce să le lăsăm alea neterminate și venim și facem altul nou, că așa vrem noi, că așa ni s-o pus nouă pata, că vrem să facem într-un anumit loc. Și alealte nu sunt funcționale. Dumneavoastră, practic, spuneți că ați reprezentat vocea cetățenilor nemulțumiți de o asemenea investiție. Cu toate acestea, primarul orașului Simeria s-a supărat foarte tare pe rezultatul a ceea ce a ieșit, adică votul împotrivă, acea majoritate care s-a format în jurul acestui subiect. Și înainte de asta, de acest episod și după, Consiliul Local Simeria a început să fie cunoscut și recunoscut, să spunem așa, în județul Hunedoara, ca un mediu plin de tensiuni și foarte tensionat. Și s-a putut și vedea, ședințele sunt transmise live, ceea ce foarte bine încurajez această atitudine transparentă a administrațiilor locale, dar se vede această tensiune și se simte acolo în Consiliul Local Simeria. Cum ați perceput-o dumneavoastră și cum ați lucrat în mediul ăsta? V-aș sugera să vă uitați la înregistrarea ședinței de ieri de Consiliul Local, în care a fost formată din două părți. O primă parte în care domnul Bedea a participat și a doua parte, cei drept mai lungă, în care nu a fost domnul Bedea și s-au dezbătut proiectele de pe ordinea de zi, s-au dezbătut problemele orașului cu calm, nu în de comun acord toți, ci pur și simplu fiecare și-a exprimat punctul de vedere, dacă a fost un punct de vedere în condițiile în care noi le mai dezbătusem odată și câteva ore în ședințele pe comisii cu o zi înainte, cu calm și fără scandal, fără dezbateri aiuristice și fără să ne acuzăm unii pe alții. Deci se vede diferența cu participarea domnului Bedea și fără participarea, cum se desfășoară ședințele de Consiliul Local. Susțineți că elementul perturbator, să spunem așa, în acest context este chiar primarul orașului Simeria, Iulius Bedea. Da, și n-ar fi o problemă dacă ar fi perturbator doar în ședințele de Consiliu, că până la urmă asta este, nu suportăm, n-ar fi asta o problemă majoră, dar lucrurile se extind în mult mai larg, în actul administrativ. Un mod din ăsta de a gestiona lucrurile a dus la prelungirea lucrărilor, de care spuneam la începutul emisiunii, prelungirea lucrărilor din 2020 până acum, niciun proiect nu s-a finalizat. Tocmai din agitații din astea fără rost și a discuta povești în loc de a discuta lucrurile concrete și cum să se rezolve problemele, nu numai de a da vina într-o parte sau în alta. Gândiți-vă că e vorba de proiectul de iluminat public care nu-i finalizat, unde trebuia să fie finalizat cel târziu în 2022. Proiectele de reabilitare a grădinițelor pe fonduri europene nu s-au finalizat. Dumneavoastră vorbiți despre proiecte pe care le-ați lăsat începute în sertarele primăriei. Ele erau în diferite faze, unele în execuție, altele înainte de licitație, altele aproape finalizate, cum este avaloparea blocurilor, erau la undeva la 70% și acum sunt la 80%. Oamenii de acolo, de la avelopare, au venit la primărie să reclame anumite disfuncționalități care s-au întâmplat în perioada asta și nu s-a luat nicio măsură. Deci, din da. Agitația asta și tot scandalul și tot numai de a căuta vina, de a da vina pe alții, nu duce la rezolvarea problemelor. Eu v-aș întreba și despre un alt proiect în care suntem cumva cu toții implicați și eu trec zilnic prin Simeria și aștept acel sens giratoriu care să se finalizeze. Dar a fost început de ceva vreme. În ce stadiu este acea lucrare? A intrat pe o finanțare
a fost început în acte, vorbind. Și chiar nu numai, s-au și împrejmuit acolo. Nu, niște, sau era în 2020, era, erau aproape demolate clădirile care, după ce s-a făcut expropierea, sau mă rog, după ce s-au cumpărat acele clădiri și terenuri necesare giratoriului, era avizat o anumită formă de giratoriu, adică giratoriu care se pretează și care poate să se realizeze la Simerea, că nu poți să faci un giratoriu cu două benzi pe sens, pentru că nu este spațiu, n-ai ce să faci acolo, este o problemă până la urmă a zonei. Oricum ar fi, trebuie făcut, pentru că este deja un deziderat al mai multor oameni și mai multor administrații, și dumneavoastră ați susținut această lucrare și actualul primar a susținut acest proiect. Și da, se tergiversează cumva, nu știu care e motivul. Și aici a fost o prostie, ca să nu fie forma și avizul obținut de râșteiu, am luat-o de la început. Și s-a luat de la început, s-au propus tot felul de variante, nu au fost în regulă, până la urmă CNR-ul a impus giratoriu care se pretează la acest drum european. Din punct de vedere al dimensiunilor, din punct de vedere al poziționării, nu se poate face altfel. Dar am pierdut foarte mult timp și acum, în mod normal, trebuie să fie semnat contractul de finanțare pe Angel Salini. Datorită acestor disfuncționalități, încă nu este semnat. Nu știu, probabil că va începe. Eu sper cât mai repede să înceapă. Chiar dacă îi se poate atribui lui Bedea, eu n-am nicio problemă. Asta este o prioritate pentru orașul Simerea, să facem acel giratoriu. Da, s-au venit cu tot felul de propuneri de a-l face, nu, sub o anumită formă, cu tot felul de aranjamente acolo. Între timp, în toată această perioadă de tergiversare, acolo încă se întâmplă evenimente rutiere regretabile și neplăcute. Până la urmă, ăsta e motivul pentru care s-a venit cu această propunere, pentru... Odată pentru a reduce acel timp de așteptare la ieșire din oraș pe PDN și mai apoi pentru a nu mai fi atâtea. Acolo s-au întâmplat foarte multe accidente. Da, acum, și din punct de vedere al confortului cetățenilor orașului, că până la urmă investiția orașului o faci în primul rând pentru confortul orașului. Este necesar acest girator. A intrat și a ieșit din oraș, îți creează o anumită problemă. Și din punct de vedere al circulației de tranzit, tot s-ar rezolva anumite lucruri, mai ales că impune anumite restricții de circulație și pericolele pentru accidente sunt mai mici. Dar revenind la disfuncționalități, trecând probabil în fiecare zi prin orașul Simerea, vedeți cum arată orașul din punct de vedere al aspectului și întreținerii. Eu văd și lucrurile frumoase și cred că toți, inclusiv locuitorii orașului, văd și lucrurile frumoase și lucrurile mai puțin frumoase. Acum, ideea este și pentru mine, uite din afară, ce transpiră și ce se vede. S-au văzut lucruri urâte în ultima vreme legate de administrația din Simeria, cel puțin, pentru că am avut chiar și un subiect care a atras atenția presei la nivel național. Au fost multe organisme media care au vorbit acid despre decizia primarului de a nu mai da salariile angajaților din primărie. A fost o decizie foarte controversată. Dumneavoastră ați fost, la rândul dumneavoastră, donator de credite acolo, așa cum spuneați și mai devreme despre Iulius Bedea. Cum vedeți sau cum catalogați o astfel de decizie a unui primar în funcție? Eu am contestat decizia lui și atunci și cred că într-o emisiune la dumneavoastră, la postul de televiziune, a fost o decizie de neînțeles și nu cred că chiar și un director la firmă privată nu trebuie să-și permită să ia astfel de măsuri, pentru că nu este în regulă una peste alta, chiar și sub ideea de a pedepsi pe toată lumea pentru una, două persoane din primărie, nici asta nu justifică sub nicio formă o astfel de decizie. Dar ieri am rămas surprins de ceea ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere ieșind din aparatul de specialitate a primarului. Ieri în ședința de Consiliu Local
că probabil că știți că pe subiect, un subiect pe ordinea de zi era schimbarea administratului societății de la Simprest. Au fost invocate probleme de asemenea. Și chiar intenționam să aud și părerea dumneavoastră a opoziției. Părerea unor oameni care au habar ce înseamnă administrația, așa, nu au opoziție, pentru că eu n-am o problemă cu acest administrator al societății, că consider că nu-și face treaba foarte bine. Dar, deci dumneavoastră sunteți pe aceeași lungime de undă, să spunem, cu primarul Bedea, care spune că administratorul societății nu-și face treaba. Nu-și face treaba foarte bine, doar că a dat o justificare și a spus-o în spațiu public care m-a pus consistent pe gânduri. În sensul că a apărut această părere și această agresiune a domnului Bedea cu referire la administratorul societății. Și a spus-o, puteți să vă uitați în înregistrare, din momentul în care domnul Bedea i-a cerut până săptămâna următoare, de 1-2 mai, nu știu cât, să-i crească salariul unei angajate a societății Simprest Util. O chestiune foarte gravă, care duce la abuz în serviciu, la trafic de influență. Și din momentul în ședința de Consiliu Local a făcut această afirmație, în ședința de Consiliu Local, administratorul societății a spus lucrul ăsta. A spus, mi-a cerut să-i crez la doamna X, că nu vreau să-i dau numele. Asta, la urmă, este un cuvânt împotriva altuia sau o declarație pe care administratorul Simprest a susținut-o în Consiliul Local. Credeam că Iulius Bedea, primarul, a afirmat public asta în ședința de Consiliul Local. Nu. Administratorul societății și domnul Bedea și cu administratorul trebuie public... Trebuie să dovedească lucrul acesta. Păi nu, dar trebuie să... Probabil că are dovada dacă și-o permis să spună lucrul ăsta și în același timp domnul Bedea nu a vrut să stea ieri în ședința Consiliului Local să dezbatem acest subiect. Faptul că a fugit din ședința de Consiliul Local parcă îmi pune un pic de semne de întrebare, că nu a vrut să participe la astfel de dezbatere. O astfel de lucru mi se pare foarte grav. Și dacă... Cum să zic, văzând că se implică în decizii din astea cu privire la angajați, de a-i pune dintr-o parte în alta și în primărie, tind să cred că a făcut și ceea ce spune domnul administrator. O chestiune foarte gravă. Mai mult i-a luat lucrările de la Simprest Util și le-a dat la firme private. Acest lucru a fost, cum să zic eu, prezentat cu fast. Am adus firme private și ne fac treaba pe care nu reușește să o fac Simprest Util. Eu aici am un semn mare de întrebare, chiar dacă intră oarecum în zona acuzațiilor, dar și nu îmi face foarte mare plăcere să le exprim, doar că s-a întâmplat următorul lucru. Și dacă am timp pot să și povestesc. Vă rog. De când a venit administratorul public, a apărut o firmă care a cărui patron și cu administratorul public și doi ziariști gemeni pe conturile lor de Facebook este dovada apropierii lor. Oare chiar asta este întâmplare? Deci dumneavoastră susțineți că jurnaliștii despre care vorbiți au o influență în zona asta și pur și simplu ei de la societatea Simprest Util. Pe ce vă bazați? Pe conexiunile făcute de Facebook exclusiv sau și pe alte documente? Pe ceea ce își prezintă fiecare în prietenia unul cu alții, la evenimente, poze bucuroși și care nu mi se pare chiar o întâmplare. Eu sesizez lucrul ăsta. Nu știu, dacă nu este așa, probabil că asta a fost o întâmplare. Doar că înainte de a cere Simprestul societății să renunțe la lucrare, sau mă rog, i-a luat lucrarea, acea firmă a venit pe teren și își dădea cu păreri la ce este acolo. Iar este un semn mare de întrebare. Eu în acest sens, ca să nu, că totuși mi se pare că lucrurile deviază într-o zonă în care chiar poate face mult rău orașului și imaginii orașului Simerea. Eu am și propus ieri, când
domnul Bede a venit cu organigrama și statul de funcții, eu am făcut un amendament pentru a desfința postul de administrator public. Cel puțin provizoriu, pentru că mi se pare că ceva se întâmplă care nu este la locul lui. Bineînțeles, domnul Bede s-a speriat. Ați avut administrator public? Nu am avut. În perioada mandatului? Nu am avut. Mandatelor? N-am avut administrator public. Nu spun că nu este necesar, doar că asta atunci când... Asta urma să vă întreb, nu veți vrea să aveți în situația în care, eu știu, veți ajunge aici, primar? Aici, în funcție de situații, poate să fie administrator public și poate este necesar în anumite momente să fie administrator public. Eu nu spun că lucrul ăsta nu este necesar, doar că când am văzut aceste agitații din punct de vedere al relaționărilor economice a orașului Simeri, am zis, stai un pic, acest administrator a avut contracte cu primăria Simeria de câteva sute de milioane vechi, a devenit administrator și după aceea apar și firme asociate care lucrează pentru primăria Simeria. Aici pot să devieze lucrurile într-o zonă neagră. Da, pot pe care... fi afirmate așa niște speculații pe care dumneavoastră le-ați făcut în cele păi din urmă, dar... Nu speculații, pentru că este pe SEAP contractele avute de administrator cu primăria Simeria. Asta nu este o speculație. Nu știu exact speța, dar bănuiesc că din moment ce ziceți că sunt și PSAP și da, administratorul fost... public al unui oraș important din județul Hunedoara, sunt aspecte făcute în limita legii. Bănuiesc că despre asta l-am chemat, nu, dar creează anumite suspiciuni. L-am chemat să vină să discute cu noi pe administratorul public, mai mulți consilieri, și eu personal i-am trimis mesaj, l-am încercat să-l sun și nu mi-a răspuns la telefon, să vină să discutăm un pic, că a venit administrator public al orașului Simeria și nu vrea să poarte discuții cu Consiliul Local. Mai ales că el a făcut un raport cu privire la Simprest Util pe care... Oare are relații de subordonare instituțională Consiliului Local? Nu cred. Sau întreb. Nu are. Exclusiv în subordonarea executivului, să spunem așa. Da, doar că a făcut un raport cu privire la societatea care este în subordinea Consiliului Local, care noi aveam semne mari de întrebare cu privire la acel raport și aici era prevăzut... Și în acel context l-am chemat de câteva ori să vină să discutăm un pic, să ne explice despre ce este vorba. Poate are dreptate, poate că acele aspecte pe care le-a sesizat, mai ales că vine dintr-o zonă privată, pot să ne lumineze. Ce s-a întâmplat în cele din urmă ieri în ședința de Consiliu Local? Cum s-a votat? S-a... demis, s-a votat împotriva Simprest Util a directorului? Deci noi practic n-am votat acel proiect propus pe ordinea de zi și am cerut să se facă o evaluare pe înțelesul tuturor și a noastră consilierilor și publică cu privire la situația Simprest Util. În sensul că actualul deci, administrator... Practic, șeful Simprest rămâne în funcție. Astăzi e pe funcție. Da, deocamdată este pe funcție și mai ales că nu este varianta alternativă. Noi, cu toate că mai devreme dumneavoastră spuneați că nu vedeți să conducă acea rezultatul nu este societate unul bun. Foarte bine. Rezultatul se vede că nu este un rezultat bun în ceea ce privește administrarea. Și am vrea să ne dăm seama de unde provine aceasta. Din incompetența administratorului, din... inputurile care vin suplimentar, nu știu, trebuie să vedem, sunt niște datorii de câteva miliarde preluate de actualul administrator, că și aici este o nemulțumire în ceea ce îl privește, că n-a venit să spună care sunt, se povestește că sunt, n-a văzut. Între timp, trecut. Problema se acutizează, aș spune eu, și nu se rezolvă deloc, cu atât mai mult cu cât societății acesteia Simprest au fost luate din lucrări. Nu pot da înainte să spunem. Câți angajați are Simprest? Cred că în jur de 30 de angajați. 30 de simerieni care practic astăzi se întreabă ce se întâmplă cu... Plus familiile lor, bineînțeles, ce se întâmplă cu ei și cu acea societate. Pe noi, în primul rând, ne interesează să vedem o perspectivă a acestei societăți. Pentru că dacă se iau lucrări de la Simprest Util și se duc într-o zonă privată, fără excepție, lucrările alea vor merge cu alte costuri, cu alte prețuri. Pentru că noi, Simprest Util, așa l-am și format, să fie o societate care să rezolve problemele orașului, la care nu-i pretindem profit, ci doar îi pretindeam să nu aibă pierderi. Păi aude, pierderi de miliarde,
pe care le-a preluat administratorul societății, chiar și cu executări, și acum este doar el de vină pentru tot dezastrul din societate. Dar hai să le punem pe masă și vedem care este vina dinainte, care este vina actuală. Noi am propus și l-am rugat și dovada este ședințele publice în care l-am rugat pe domnul Bedea să vină cu o propunere de alt administrator. Da, am văzut că s-a ajuns totuși și la niște detalii pe cât se poate de serioase, pe atâta de comice. Să te apuci să numeri florile și panseluțele. A ieșit de acolo un raport destul de grav, aș spune eu, că am văzut declarația primarului, postarea, de fapt, în Facebook, în care spunea că în acte erau atâtea flori și în realitate m-am întrebat cum s-a ajuns la această constatare, decât printr-o altfel de metodă n-aveai cum, decât să le numeri efectiv, în teren, să mergi să vezi da. Câte au fost plantate. Părerea mea este că nu s-au numărat. S-a făcut o estimare și estimarea aia s-a făcut sub o anumită formă. N-aveai cum să numeri. Dacă s-a făcut estimare, atunci poate fi considerată subiectivă. Obiectiv doar dacă te duci să numeri și să te-a pus să numeri. Vă invit, eu vă arăt niște poze de anul trecut cu privire la acele rondouri de flori unde s-a plantat și s-a susținut, mă rog, s-au plantat 12.000 de flori pe acele suprafețe, exact acelea suprafețe, aproximativ pe acelea suprafețe pe care s-au plantat și anul acesta. Și vă invit să faceți o comparație. La rondouri am poze, din întâmplare am pozele, că le-am dat și la ceilalți consilieri, din întâmplare am pozele respective și vă invit să vedeți cum arată rondourile acum. Nu zic că arată bine rondourile, dar mie mi se pare că... Au aceeași densitate. Sau nu. Mie mi se pare că densitatea mai mare acum, când se spune că sunt numai 6.000 de flori plantate față de cele 12.000. Și... când mergeți spre Orăștie, vă rog să vă opriți în oraș, eu o să vă dau pe WhatsApp pozele și să vă trageți dumneavoastră concluzia. Să vedeți, sunt jumătate din flori anul ăsta? Da. Nu mai avem foarte mult timp și vreau să păstrez întru totul formatul arenei. În arenă avem și un test al sincerității pe care noi îl aplicăm, să spunem așa, fiecărui invitat al nostru. 3 întrebări, 2 întrebări deschise și ultima întrebare închisă, răspuns da sau nu. Începem așa cu prima întrebare pentru dumneavoastră, așa, mai de acomodare, și aș vrea să vă provoc să ne povestiți pe scurt despre cea mai fericită zi din viața dumneavoastră. Este foarte greu, am avut multe zile fericite, una dintre ele a fost seara în care am văzut rezultatul admiterii fetei cei mari la medicină. A fost probabil că și este mai recent, a fost un moment fericit. Da, a colaborat cu nașterea lor, zile fericite pe care le-am avut în familie. Din zona administrativă au apărut momente din astea de satisfacție majoră cu finalizarea canalizării la Băcia, când am făcut asfalt mi-a rămas asta minte consistent. Și totuși cea mai... Care ar rămâne? Mi-e greu să fac o ierarhie, oricum din zona familiară. Vine din zona personală. Da, da. Nu e duminica alegerilor în care ați câștigat primăria Simeria, spre exemplu. Nu. Am înțeles. Următoarea întrebare în testul sincerității, scurtuțe, așa, da. Răspunsurile aș prefera. Cea mai mare calitate în accepțiunea dumneavoastră a primarului Bedea? Și mai apoi vă provoc și să vorbiți despre cel mai mare defect al lui. Cred că este și calitate și defect. Este un actor bunicel. Deci asta este și cea mai mare calitate și cel mai mare defect. Pentru că... Ziceți. Având această calitate poate să vină cu foarte multe falsuri.
Da. Este, bineînțeles, părerea invitatului nostru de astăzi din Arena, așa cum spuneam, este în accepțiunea dumnealui aceasta o calitate și un defect. Mergem și la întrebarea numărul 3, întrebare închisă, așa cum vă spuneam, răspuns cu da sau nu. Duminica alegerilor locale 2020, ați crezut că veți pierde primăria Simeria? Nu. Cu toate astea, acest lucru s-a întâmplat. Mulțumesc pentru sinceritate. Dacă pot să fac o completare la aceasta. Vă rog. Am constatat că din punct de vedere personal a fost bine ceea ce s-a întâmplat. Din păcate, nu și din punct de vedere al orașului Simeria. Poate sunt un pic subiectiv, dar pentru mine a fost mai bine. Am constatat că după 20 de ani de primar, începusem să mă defectez. Nu mai eram ceea ce credeam eu că sunt. Da. Aș vrea să încheiem arena de astăzi. Așa cum spuneam, am luat sub lupă administrația locală de la Simeria și spuneați mai devreme că vă întâlniți des cu cetățenii și vă reclamă diverse situații. Noi am discutat despre cele mai vizibile, dar totuși care sunt cele mai reclamate situații de cetățeni în orașul Simeria? Care e cea mai stringentă problemă în accepțiunea lor, ținând contact direct cu ei? Sunt două cele mai importante: administrarea orașului și faptul că nu se finalizează proiectele începute din 2017, 18, 19, 20. Astăzi în arenă, Emil Ioan Râșteiu, dragi prieteni, consilier local al orașului Simeria, fost primar al Simeriei, fost primar al comunei Băcia și, cum spuneam și la începutul emisiunii, cine știe ce rezervă viitorul. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, voi ați fost în arenă. Eu sunt Mihai Molocea și vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit pe Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, și celor care ne-ați urmărit live pe pagina de Facebook. Vă invit să rămâneți aici pentru că în continuare urmează ședința Consiliului Județean Hunedoara. Vom afla și vom vedea care sunt cele mai importante subiecte care au fost dezbătute astăzi de consilierii județenii. Eu vă invit să rămâneți, așa cum spuneam, pe postul nostru de televiziune și, bineînțeles, să ne revedem într-o altă ediție a emisiunii noastre săptămâna viitoare. E locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1.